Am făcut 7 ani de ciclism. Mi-am dorit foarte mult să fac sport în ce înseamnă mobil. Bineînțeles că am început cu bicicletele. Am avut o pasiune pentru biciclete. N-am avut posibilitatea când eram mic să am o bicicletă, din păcate, și m-am chinuit foarte mult să ajung la un club de ciclism din Brașov, unde am primit bicicletă, care era cea mai îngrijită bicicletă și țineam foarte mult la ea. Am început să fac performanță, după care a trebuit să lucrez, să pot să-mi procur piesele de schimb pentru bicicletă. După care mi-am cumpărat bicicleta mea și asta a fost povestea cu bicicletele. 7 ani de ciclism. Foarte multă muncă și pasiune. N-aș putea să spun că este ușor, este foarte greu, dar mă bucur că sunt copii care vor să-și urmeze visul. Visul de mecanici, de a face ceva, de a face o meserie. Copiii sunt foarte deschiși, au fost foarte deschiși, foarte receptivi la ce am discutat despre biciclete și ce am avut de făcut pe subiect. Nu a fost neapărat de a învăța meserie, că nu poți să înveți meseria în 3 zile, 4 zile. Cred că a contat foarte mult atitudinea și să înțeleagă că, de fapt, visul poți să ți-l urmezi și să ajungi să faci, să ajungi la un anumit nivel prin responsabilitate, să seriozitate, să fii foarte, să faci ce-ți place. Să faci ce-ți place și atunci vei reuși în viață. Putea spune că mai degrabă a fost o lecție decât să am desfăcut o bicicletă. Ok, poate oricine poate să desfacă o bicicletă. O demontezi, o pregătești, o vopsești, o montezi înapoi. Sunt niște etape care le-am înțeles, de fapt. Dar până la acele etape a fost de a lucra în echipă, să înțeleagă că, de fapt, poți să faci un lucru mai bun în doi. Am împărțit bicicletele și am făcut echipele de câte doi. Au lucrat, s-au consultat împreună, unde n-au știut, au venit și m-au întrebat. Au fost responsabili. Și lucrul ăsta m-a încântat foarte mult, au înțeles că trebuie să fii serios în ceea ce faci și să fii responsabil.